Rezultatele dezastruoase înregistrate la bacalaureatul din acest an i-au determinat pe cei de la inspectorat să ia măsuri pentru a veni în sprijinul celor care au picat bacalaureatul în prima sesiune. Inspectoratul școlar și Universitatea de Stat din Pitești au organizat pregătirile la materiile de examen, întocmind în acest sens un calendar pe care l-au afișat la fiecare instituție liceală în parte. Din păcate, elevii nu s-au înghesuit să vină la meditații. Noi am organizat pregătire suplimentară la toate liceele din județ și la Universitatea din Pitești. Vin profesorii și fac un apel pe această cale să vină elevii la pregătire suplimentară, că este gratuit și așteaptă profesorii acolo și vin decât câte 1-2. Este păcat că am organizat și vin profesorii, le mulțumesc pe această cale acestor profesori conștiincioși care vin din concediu ca să facă ceva pentru elevi, ca să promoveze examenul de bacalaureat. Pentru susținerea sesiunii din toamnă s-au înscris peste 3500 de elevi, atât cei care au picat la examenul din vară, cât și cei care speră că vor trece cu bine de corigențele ce se vor da în curând. Candidații vor avea ocazia să susțină doar probele la care au picat în prima sesiune sau cele la care vor să-și mărească nota. Până la examen, ei se pot pregăti luând lecții suplimentare la materiile unde au întâmpinat probleme.